Salutare lume! Astăzi vreau să vă povestesc despre experiența mea în colaborarea cu Călin Donca și despre ce am pierdut și ce am câștigat din această asociere, să-i spun așa. Totul a început acum aproximativ un an de zile, în vremurile în care prețurile la energia electrică au început să explodeze, după cum bine vă aduceți aminte, sper, iar panourile fotovoltaice păreau a fi salvarea noastră având în vedere că aveam un consum lunar aproximativ de 1500 de kWh. Și după ce am dat o tură pe YouTube, că na, acolo te interesezi despre orice vrei să faci, am dat peste Călindonca, el părea să fie expertul de care noi aveam nevoie când venea vorba de a, această problemă. Așa că, fără să stau prea mult pe gânduri, a, am decis să mă alătur lui în această aventură cu panourile fotovoltaice, dar pentru asta a fost nevoie să plătim un curs de 900 de lei, și aici a venit și primul semn de întrebare. Am fost puțin sceptic, recunosc, dar am avut și dorința asta mare de a intra în acest domeniu, pentru că vreau să scap de această corvoadă a facturilor și astfel semnele de întrebare au început să dispară. Așadar, vă spun de la bun început că aceasta este singura pagubă pe care am avut-o eu în relația cu călin am plătit cursul și am ajuns la Brașov. Nu vreau să vă țin până la final, să stați 20 de minute și să aflați, bă, ăsta a pierdut doar 900 de lei. Cursul a durat două zile, iar sala era destul de plină, vreo 230 de oameni, așa cum ne-a spus Călin, pe semne că numărase scaunele. Eu mă așteptam să primesc informații concrete despre panouri fotovoltaice, dar o bună parte din timp s-a axat pe povestea vieții lui, pe sucul verde pe care îl vendem în clipurile lui și pe mașini. Când vine vorba de mașini, a fost puțin cam exagerat pentru gustul meu, dar, na, cine sunt eu să judec, uitați-vă și voi la clipurile cu mașini scumpe, au sute de mii de vizualizări sau milioane. Și nu înțeleg de ce, pentru că nu prea avem atât de multe mașini scumpe pe câte vizualizări sunt. Da, cine știe, pe viitor poate. În rest, când vine vorba de informațiile pe care le-am primit, au fost multe strategii de vânzare. A, acestea au fost din experiența lui în asigurări. Nu a fost nimic nou pentru mine pentru că și eu am cochetat cu domeniul ceva, acum ceva timp și am și un pod pentru tine dacă vrei să înveți vânzări, poți să o faci gratis dacă te duci în companii cum ar fi Herbalife sau OVB, dar bineînțeles trebuie să te duci acolo cu o viziune deschisă și să nu ai prejudecăți când vine vorba de companiile tip MLM. Primii bani câștigați de Călin, așa cum ne-a mărturisit chiar el, au fost din reforma pensiilor, acolo au fost primii bani făcuți serioși. Acolo, într-adevăr, a fost un moment de oportunitate, nu doar pentru el, și pentru mulți oameni care au Gândit bine și au reușit să-și facă o echipă în jurul lor, dar na, asta a presupus într-adevăr foarte multă muncă și umblat după semnături, iar strategia lui se pare că a dat roade în sensul care uh, s-a gândit să se ducă în cartiere de astea mai puțin umblate, cum ar fi Ferentariu. Și pe semne că i-au adus uh, succesul la acel moment. Na, la finalul cursului, drept să vă spun, și eu m-am simțit la fel ca un om din Ferentariu. Adică eu pierdusem ceva mai mult decât o semnătură, deși nu am pierdut pentru că am aflat niște informații, nu informațiile pentru care venisem la curs, alte informații care zic eu că mi-au mai redus din pierdere, să zic așa. Un porumbel pe care l-a scăpat Călin Donca la curs a fost faptul că el și-a cumpărat în timpul ce vindea asigurări o mașină mai scumpă decât casa în care locuia. Da, el privea acea mașină ca un asset, un truc pentru aș impresiona clienții, spunea el și uite în felul ăsta el și-a făcut o imagine care nu era deloc reală, dar care îi aducea clienți. Este acest lucru greșit? Nu, nu este greșit, dar de aici puteai să tragi o concluzie și să faci o conexiune cu ceea ce făcea el în prezent. Adică omul se afișa cu mașină de lux, cu viață scumpă, dar nu era capabil de unul singur să construiască un parc de 400 de kW. Da, un parc de 400 de kW la banii cu care se afișa el la momentul respectiv nu era chiar atât de scump. Adică o strategie poate mai bună și care aducea un plus de încredere era să facă primul parc, să-l facă perfect funcțional, abia apoi venea în fața lumii și spunea că într-adevăr am experiență. Chiar dacă el activa în domeniul energiei și a făcut bani din energie, nu avea expertiza necesară pentru a începe aceste panouri fotovoltaice, și asta se vede și în faptul că a întârziat cu toate panourile, nu a reușit să le facă la timp. Nu știu exact cum se construiesc și ce autorizații sunt necesare pentru terminarea unui, ast unui astfel de parc. Și asta s-a văzut, nu trebuie să mai, să mai dezvolt eu aici. Dar dacă când mine vorba de credibilitate, pentru mine a cântărit foarte mult și colaborarea lui cu Dorian Popa. Asta a pus în umbră semnele de întrebare pe care le-am avut. Și se pare că nu a fost singurul, evident, strategia lui a funcționat foarte bine, a reușit să atragă foarte mulți investitori. Acum eu nu știu cât de mulțumiți sunt acei investitori, cei mai mulți probabil preferă să tacă, să nu spună nimic și poate că aceasta este cea mai bună soluție pentru ei și pentru restul. De asemenea, dacă este să te raportezi la celelalte principii de care Călindon ca vorbește în vlogurile lui, consider că sunt destul de sănătoase, echilibrate, toată lumea vrea să le audă. Sunt niște topicuri de larg interes și de care, de ce nu recunosc, au contribuit mult la semnele de întrebare care au apărut în legătură cu panourile fotovoltaice și anume faptul că trebuie să ai o viață sănătoasă, trebuie să ai o relație bună cu oamenii din jurul tău, de ce nu? Uitându-mă în urmă, cea mai bună informație pe care eu am primit-o la acel curs o consider a fi existența cărții Dieta Yang pe care vă recomand cu plăcere și care pentru unii, dacă informațiile de acolo sunt valorificate și folosite corect, pot valora mai mult de 900 de lei atât cât a a, costat acel curs. Reîntorcându-mă la panourile fotovoltaice și la promisiunile lui de câștiguri, vreau să vă spun că informațiile erau foarte vagi, erau așa, aveau o aliură de mister. Unii care fusese și la alte cursuri de ale lui au spus că este foarte zgârcit călin cu astfel de informații și că ceva concret scapă foarte greu. Uuu. În capul meu a, a venit atunci o întrebare. Bă, oare cumva nu vă spune că nu știe sau o face intenționat? După terminarea cursului, eu am rămas cu concluzia că el, el, chiar nu știa unele informații pe care le livra și anume, vă dau un singur exemplu, se puteau face bani și se pot face bani în continuare foarte frumoși din montarea de panouri fotovoltaice, nu doar din vânzarea lor. El ne spunea în momentul respectiv că se cere și 700 de euro pe fiecare kilowatt instalat. Bine, hai, nu ceri 700, dar ceri 500, ceri 400 și tu reușești în doi oameni să instalezi 5, între 3 și 5 kW. Asta însemna foarte mulți bani, într-adevăr, pe care puteai să-i faci din acest business. Și nu, nu, era foarte simplu, nu trebuia decât să te duci la ANRE, să ceri o autorizație sau ce îți dă ANRE ca să poți să montezi acele panouri fotovoltaice. Doar că treaba nu stătea deloc așa. El ne spunea că pentru noi va fi destul de ușor, că ne vom duce toți, suntem mulți și ANRE va deschide o sesiune specială pentru noi pentru a ne lua acea autorizație. În realitate este cu totul altfel, dar na, eu nu știam atunci, pe semne că eram doar o adunătură de oameni, ce puțin eu mă consideram total pe din afară. Nu știam, evident, nu vreau să judec pe ceilalți, poate majoritatea știau, dar în cazul în care ești ca mine și nu știi cu ce se mănâncă autorizația de la ANRE, eu acum știu că m-am interesat și am fost și în domeniu câteva luni de zile, adică am otat efectiv panouri fotovoltaice. Deci, ca să ai această autorizație de la ANRE, trebuie să ai o vechime da, de electrician, de cel puțin 3 ani de zile, sau să ai o facultate în domeniu, da, nu orice facultate, să ai o facultate terminată, te duci la NRE și îți obții acea autorizație, gradul 2, ceva de genul ăsta, cu care poți instala și avea o firmă în domeniu. Altfel, nu ești decât un om care necalificat, care instalează panouri fotovoltaice fără a avea niciun drept de semnătură de a da acte pentru dosare de prosumator și așa mai departe. Așadar, când vine vorba despre această autorizație, nu-mi dau seama dacă Călin, era conștient că nu avem nicio șansă sau a fost pur și simplu un alt trigger prin care noi să vedem potențialul bănesc din acest domeniu. Prin comparație vreau să vă spun că noi am reușit să ne instalăm acele panouri fotovoltaice, am pus 15 kW pe casă și am făcut totul cu 2000 de euro plus TVA, asta dați la o firmă autorizată, vă, vă las pe voi să faceți calculul cât ne ajuns pe fiecare. Uh, Ne-am mai spus că Lin atunci că noi vom vinde panourile lui cu 20% mai scumpe decât restul pieții și pentru că aceste panourile, vezi doamne, sunt lungi, sunt cele mai bune din lume, sunt cele mai rezistente, sar pe ele cu, treci pe ele cu tancul și nu se rup, sunt half split. Realitatea este că sunt doar alte panouri făcute la fel cum sunt și celelalte panouri de la alte firme, nu sunt cu nimic mai bune, nu sunt cu nimic mai rele, iar prețurile lui de atunci erau nu doar cu 20% mai mult, ci cu 100% mai mult. Erau duble sau chiar mai scumpe. Și aceste informații erau, dragilor, atât de ușor de verificat, încât eu nu înțeleg, chiar nu înțeleg cum a ales să ne spună acele uh, lucruri uh, pe semne că el credea că este încă în și la adunat de semnături, altfel nu mă explic. Cu toate acestea se pare că unii nu au cercetat piața și au luat de bun ce a zis Călin, pentru că nu-i așa, el venea la pachet cu Dorian Popa, venea la pachet cu o familie de uh, 5 copii și nu neg, acest lucru poate să fie convingător, a fost convingător și pentru mine, numai că eu am ales altă direcție. Dar lucru de care am fost să zic, cel mai dezamăgit când vine vorba de acel curs a fost organizarea. Bă, haos cu organizarea, cel puțin pe partea de comunicare cu echipa lui, cu el, cu echipa lui. Nici nu știu dacă avea o echipă, cine era echipa lui. Probabil că echipa lui însemna doar el. Deci, toată organizarea lui se rezuma la un singur număr de telefon de WhatsApp. Da? Deci, nu conta că ești unul dintre cei care se uitau pe YouTube, unul din milioanele de oameni care se uitau pe YouTube sau erai unul care avea intenții serioase, adică ai fost la curs, ai dat 900 de lei, asta înseamnă că deja aveai intenții serioase. Nu, erai pus în aceeași oală și aveai același număr de WhatsApp la care nu se răspundea cu zilele, cu săptămânele, trebuia să trimiți nenumărate mesaje și abia, abia dacă ți se răspundea. Deși el a spus că, bă, citesc toate mesajele, vă răspund la toți. Atât de sărac m-am gândit că poate să fie încât nu și-a permis să cumpere două numere de WhatsApp. Unul pentru publicul larg și celălalt pentru colaboratori. Că na, bă, ăștia au dat un bani, deci au un gând. Ei și la câteva zile după ce la curs ni s-a promis că el răspunde la toate mesajele, să nu ne facem griji așa mai departe, nu neapărat la câteva zile, probabil au trecut câteva săptămâni în care am văzut un clip de-a lui în care spunea apăsat să nu-l mai acuzăm că nu răspunde la mesaje, că el muncește și că noi leneșii am face bine să muncim și să realizăm și să facem ceva cu viața noastră și să nu-l mai deranjăm. Păi, what the fuck, frate? Adică am fost la custe, am auzit cu urechile mele. Nu știu, a fost chiar o dezamăgire. Oricum eu mă uitam rar la clipurile lui, pentru că în clipurile lui pe YouTube și pe TikTok 90% sunt despre mașini, ceea ce pe mine mă oriplează, adică mașină mașini scumpe pe care părți, e pe străzi, știi? Nu sunt pentru mine, hai să zic așa. Deci nu sunt pentru mine. Dar ăla a fost ultimul clip la care m-am uitat. Când am văzut că minte halul ăsta, la curs ne se spune, nu vă faceți probleme, vă răspund la fiecare mesaj pe care îl trimiteți și după aia ne acuză că noi nu muncim. Bă, luați-vă un job, nu mai trimiteți mie mesaje și mă acuzați că nu vă răspund. <laughs> da, și cam asta a fost experiența mea cu Călin Donca, scurtă, despre reținerea lui. Nu am nicio părere, am tot așteptat să fie eliberat pentru a posta clipul, probabil îl vei posta totuși înainte. Clipurile lui, după cum am spus, cu mașini scumpe îmi creează pur și simplu repulsie, la fel cum îmi creează repulsie și toate outfit cecurile cu kilos de 300 de euro, sunt oribile, frate, oribile. Dacă ai și tu experiență cu Călin Donca, lasă un comentarii Repet, eu nu mă consider păgubit. După primul curs, deși el a insistat că trebuie să ne mai ducem, pentru că acele întâlniri erau, vezi doamne, esența reușitei noastre, eu am renunțat după primul curs. Acele întâlniri aveau cu totul o altă esență, esența conturilor lui, probabil. În încheiere, aș spune că nu întotdeauna ceea ce strălucește este aurul, iar fericirea vine din lucruri mai simple și mai autentice lumea asta consider că nu este doar despre bani, viața nu este doar despre bani, fericirea nici într-un caz nu are legătură cu banii. Asta într-adevăr nu înseamnă că trebuie să ignorăm acest aspect, dar na, în fine, este o discuție lungă. Și ia uite frate, nu mai am timp, nu mai bine, ne auzim data viitoare.